Da, o mamă, ne jale. Că sunt singur și-i cresc. Pentru că părinții o puneau la muncă, a abandonat școala prin clasa a șasea, iar dorința de a scăpa cât mai repede de greutățile și neajunsurile din familie a făcut-o să se mărite. Este povestea Nataliei Slobodean din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă. De asta așa am vrut să m-am căsătoresc mai repede, ca să scăp de lucru. Dar n-a fost așa. N-a fost așa. Măritatul nu a fost însă o soluție de a scăpa de probleme. A încercat de câteva ori să-și construiască o familie, dar nu i-a reușit. La 35 de ani crește singură 5 copii. Eu te vezi că seamănă țăici și nu seamănă în ieși, a să crească mai mari și a să vedem lucrui seamănă. Eu a tras o palmă, pe urmă m-a bătut odată în drum, s-o sui deasupra mie și-o pus genunchile și aș m-a bătut cu pumne la urechi. Băieții strigau, dă-i pașii lui mamica, dă-i pașii lui mamica, dar el nici parcă nici nu vede, nici n-auze. Ce bani își întreține copiii? De ce este acum singură și unde sunt tații copiilor? Și nu văd cu nic. Așa e, eu o hotărât că să nu trăiască cu nimeni, eu nu văd cu nic. Bine v-am găsit! Astăzi vă povestim istorii de viață care merită vorbite. Natalia, împreună cu cei 5 copii ai ei, locuiește în satul Antonești, raionul Ștefan Vodă. Se întreține din pensia alimentară pentru copii și din ajutorul oamenilor de bună credință. Să-i cunoaștem povestea. Natalia, bine te-am găsit și mulțumesc că ai fost de acord ca astăzi să ne primești în casa ta și să-ți povestești istoria ta de viață. Bine ați venit la noi. Mulți vor crede că ești o mamă fericită, de ce spun asta? Pentru că ești mama a 5 copii, însă greutățile pe care le ai cumva îți umbresc această fericire, această bucurie. Dar să începem istoria ta cu începutul. Vreau să te întreb, la ce vârstă tu te-ai căsătorit? La 18 ani. Era aici în sat? Cum ați făcut cunoștință? Aici în sat m-am căsătorit. Noi de la noi din sat, e din raionul Ștefan Vodă, băiatul. Am făcut cunoștință cu dânsul când el a venit la ochii de-a lui aici în sat și așa tot ne-am întâlnit cu dânsul până am rămas împreună. El ce vârstă avea? Da, nu știu, nu ți-am minte. Dar prin ce s-a plăcut el? Era frumos. Multe fete, mulți băieți la vârsta de 18 ani se gândesc unde să meargă la învățat mai departe, ce să facă, să-și construiască un viitor, dar tu voiai să te căsătorești. Situația a fost grea la mamă, la părinți, că numai un lucru. Eram și așa de asta și am vrut să mă căsătoresc mai repede, ca să scăp de lucru. A fost greu. Unde se duce mama la lucru, acolo mă țeam și eu cu dânsa. Erau pământuri, hectare, erau și mă țeam cu sapa și prășeam. De asta așa am vrut, poate am crezut ca să și mai ușor. Dar tot, deși m-am ferit, știi, și așa am dat mai greu. Dar tu voiai să mergi undeva să înveți, să-ți faci un alt viitor? Da, dar nu s-a prăgnit. Și tu credeai că dacă te măriți, o să-ți fie mult mai ușor? Da. Dar n-a fost așa? N-a fost așa. Ați început să locuiți la tine sau la el acasă? Am stat o leacă la mama, 7 ori ne-am dat la casă străină, am stat acolo cât a stat și am el minimul lepătat. Mama lui a spus că nu trăie cu dânsa, că e nu e așa, că nu e așa, nu e bună, nu și încolo încoaș și așa a rămas singurică. Dar mama ta ce ți-a zis când tu ai spus că te măriți la 18 ani? Ți-o permis? A fost de acord? Nu. Dar ce ți-a zis? Mi-a spus Natasha și făcut, zic, mama, cred că și băiet cum scade, dar dacă s-a oprănit așa, Dumnezeu mă ierte. Dar ce spune? De ce spui că credeai că o să fii cum scade? Nu a fost cum scade? Da, nu a fost băiet cum trebuie. Dar cum a început? Voi erați împreună, locuiați împreună. Cum el a început să fie? Cum se comporta cu tine? Nu și-a putut să se distreze cu băieții, cu una, cu alta, cu astea, și nu ne-a plăcut că el să ducă să distreze, dar eu acasă fășim tot lucruri care trebuie, care tot cum fac tăte mamele. Vine seara, târziu, servit. Din ce voi vă întrețineați? Ne ducem cu ziua la oameni și lucram și fășim bani și ne mai ducea lumea câte o caldare de făină, cu ce putem, neștea. Și viața care ți-ai dorit-o tu, n-ai mai avut-o? Da.
Credeai că o să-ți fie mai bine, dar ți-a fost mult mai rău. Da. Dar cum se comporta? El venea acasă, cum el se comporta cu tine? Pe urmă și-a putut să mă obișnuiască, să mă bată, să mă ester și i-am spus că nu vreau să trăiesc cu tine, că tu mă abați. Și cu atâta și m-am despărțat de dânsul. Dar de la ce putea să te bată? Era servit și nu-ți da seama și vorbește cuvinte urâte cu oesteană. Și eu îi spuneam, de ce mă faci așa, dacă eu am stat acasă, am lucrat, am făcut tot, dar tu vin și mă faci cuvinte urâte, mă prostești, mă una alta. Și de asta și mama lui, eu m-am jăluit la dânsa, dar ei spune, nu te jăluit, tu te-ai măritat cu dânsul și trebuie să te gândești ce faci. Da, eu m-am gândit, eu am vrut să trăiesc cu băietul dumneavoastră, dar păi n-aș știut că el a să mă bată, să mă obșudească și să mă fac cuvinte urâte în tot felul. Dar peste cât timp din momentul când voi ați început să fiți împreună, el a început să te bată, să te numească? Nu deodată, nu deodată, pe urmă. Dar deodată cum era el? Deodată era bun. Era cum scade băietul. Și cum crezi, ce l-au făcut să schimbi? De ce s-a schimbat el? Și a putut să simple cu băieță să distreze pe la magazin, pe la cu servească, cu asta, de atât la asta. Au fost influențați de prieteni? Da, da. Dar tu discutai cu el? Dacă era treaz, era om ca cum scade, cum era om bun, dar pe urmă când începe să servească iară, dar mult să schimba în alt mod. Tu spuneai că el te bătea. Cum te bătea? Palmele. Cu palmele mă bătea și eu odată și am fugit la mama și am spus la frate, frate, am venit și l-a ucărât. Pe urmă el ce clasică mai mult mâna pe dânsa n-a spun, n-a să obișnuiesc, n-a să istea, n-a să-i tot gine. Și pe urmă iară s-a întors în abarut tot cum a fost înainte. Natalia, cum crezi? În astfel de momente poartă vina și soția, femeia sau doar bărbatul e de vină când se întâmplă astfel de conflicte în familie? Cu primul, da, el e vinovat că eu eram acasă, eu făceam tot, eram și pe grădină, făceam curat și tot făceam, puneam, am pus tot ce trebuie, ca de toamnă, pui tot în grădină și trebuie să ai ca să ai și mânca. El vine acasă servit și ce să sculca și nu făcea nici acasă. Dar el aducea bani în familie? Nu, dacă el atunci nu lucra nicăieri, nu ducea la lucru. Numai când îi chema cineva la lucru cu ziua, apatunci, dar așa nu. Dar tu de ce nu l-ai luat? Plecați undeva peste hotare împreună. De ce nu ai zis? Nu avem documente atunci acasă ne ducem. Pașaport nu avem, nici eu, nici el. Avem de asta simplu. Și el te bătea, a doua zi recunoștea și amintea că te-a bătut? Da, se rescoță de la mine că m-a bătut și pe urmă iar, până când iar îl sunau prietenii și iar ce și iar, tot așa. Dar mama ta știa că el te bate. Mama lui știa, da, mama ta? Nu. Dar de ce nu i-ai spus? I-am spus lui mama, că ei trebuie să să-i spus nu te bată și trebuie să vii să-mi spui mie. I-am spus eu, da, două ori, că mai mult nu vii, nu te jălui, că eu n-am câștia și da. A fost frață, l-a ocărât, l-a bătut odată pe dâns și a spus, gata, eu, pentru că voi pe mine m-ați bătut, eu mai mult pe țana s-o bată, odată și odată eu ies și să mă duc și a să rămâi singur. Și așa și-a fost. Că și pe mine m-a bătut. El încă atunci în seara și era tare servit și a vrut să taie vinile de la mâini cu alamă de asta care te berberește. Și eu am ieșit din ca el închis ușile ca eu să nu am pe unii fugi și am strigat și a ieșit o venit sosietca din mahal, că noi așa, peste drum era. Și a venit și i-a spus și eu sunat și a venit frate și l-a bătut pentru și deși el pe mine m-a bătut și deși a vrut să taie stiană. Și că până să vii salvarea, până să vii a tăi, eu o să-i umor, dar să răspundeți voi. Natalia, tu spuneai că el seara te bate, a doua zi recunoștea și cerea iertare, da? Da. Și de ce continua așa? De ce tu nu ai pus punctul din momentul când te-au bătut prima dată? De ce ai întins relația asta, violența asta? Am crezut că se higiene, dar el tot așa mărs înainte și i-am spus că nu mai vreau să trăiesc cu tine dacă tu mă obișnuiești. Tu ne-ai promis că mai mult n-ai să te duci cu prieteni, n-ai să te distrezi, n-ai să-i stea. Vrut și să facem familie ca să-i tăgine, s-au ales drumul lui. Câți ani ați fost împreună? Una jumătate. Copii cu el ai? Da, numai Dumitru. Da, acum e însărșinată rămas. A rămas însărșinată și... Și tu ai plecat de la el sau el a plecat de la el? El a plecat. Eu aici așa am rămas, am mai trăit o leacă acolo la casa și unde am stat noi deoparte și apoi urmă m-am dus înapoi la mama. Tu ai rămas însărcinat și el a plecat sau deja ai născut? Eram însărcinat când el a plecat. Și chiar dacă era însărcinat, lucrul ăsta nu l-a oprit pe dâns să stea lângă tine? Nu. A plecat? A plecat, s-a dus.
O trăit la mama lui, la Raiul Ștefan, o trăit acolo și pe un s-o găsit alta. M-a auzit tot din rude de-a lui, am auzit că el s-o căsătorit cu alta în Cina. Și acolo își trăiești. Și tot și amul tot aud că îmblă tot cu servești. Astea. Am auzit că și-o stat și-o închis. Tot de la ochii de-a lui care ieșea, care unii când am netel și am făcut cunoștință cu nasul. Dar băiatul vine să-l vadă? Nu. Și nici nu-l ajută măcar. Natalia, tu, după ce soțul a plecat, ai născut? Nu, eu am fost încânsărșinată. Pe urmă am născut. Că era srocul mic. Mm-hmm. Deja când născusi, erai la mama ta acasă. Da. Erai singură. Singură. Cât timp tu ai stat singură după care te-ai căsătorit? Dima, dar era mărișor. Clasa întâi. Clasa întâi, așa, da. Vreo 6-7 ani. Da, am stat singură. Nu ți-a fost frică să te recăsătorești? Nu ți-era frică că o să dai peste același bărbat? Parcă da, dar parcă nu, parcă știi. Așa. Când era singurică, că una, cum era greu că să crească un băiet singuric. Am crezut că poate zic ca să mă căsătoresc a doua oară, parcă poate și mai gine, poate n-ați mai obișnuit să scriu de asta. Și am vrut să am păreche, să am soț. Cu doua soț, cum ați făcut cunoștință și unde? La sora mea, la care m-am dus, acolo el a venit, tot avea soră și acolo a făcut cunoștință, ne-am întâlnit o an jumate, pe urmă iar tot așa, fix, ca tot problema ca și cu primul a fost. Tot așa, a rămas însărcinată și m-a lepădat și s-a dus în sat la dâns. Dar el prin și ți-a plăcut? Adică primul spunea că era frumos, da, doilea? Mi-a spus că mă iubește. Și ai crezut în vorbele lui? Da. El a fost de acord să te ia cu un copil? Da. Copilul nu a fost o problemă pentru el? A fost de acord. Dar mama ta ce ți-a zis când i-ai spus că vrei să te recăsătorești, ai făcut cunoștință cu cineva? Mama mi-a spus că da, ești măretă, că e greu una singură și eu n-a spus să te ajut totdeauna, că și eu sunt în stare și n-a să te pot ajuta. Dar până a te recăsători, până a face cunoștință cu al doilea bărbat, tu ai stat la mama ta? Da. Cât de greu ți-a fost aici la mama să crești copilul până la 6-7 ani de una singură? E cum, pulea când eu fost și greu, leac și ușor, că mai ștea și mama, mai ștea și tata, atunci era în viață și mai ștea, mă ducea, mă lăsam cu mama și mama zice, și tata era la lucru și eu mă ducea și lucram cu zoa, mă chema oameni și mai ștea, o leac și mama, o leac și eu și l-am crescut, ea ca așa și ușor, pe Dumitru. Ții, nu ți era greu să-l vezi pe copilul tău, crește fără tată și tu nu ai un loc stabil de lucru, muncești cu ziua, și îl întrețineai din și ei și câștigai cu ziua. Era greu. Ce viitor puteai să-i oferi? Nu te gândeai tu atunci? Ca mamă, era greu că îl creștem, altcineva avea tot ce trebuie, dar el nu avea. Și era și rușine ca să duc la școală și cum și una așa. Și mă ajutau lumea cu haine, cu încălțăminte și de asta așa e că l-am crescut în jetșor. Cu al doilea soț, unde ați început să locuiți? La tine sau la el? La mama am stat. La mama ta? Da. Dar de ce nu ați mers la el sau să plecați aparte, separat? N-am vrut. N-am vrut să mă duc deoparte, că tot era frică, parcă să nu mă obișnuiască cum obișnuit și primul. La mama eram acolo și n-avea cum să mă obișnuiască, era mama în casă. Era de vârsta ta sau mai mare? Mai mare, cu 2 ani. El cu ce se ocupa? Muncea? Ce făcea? A zice tot așa pe la lucru și venea acasă, iar zice... Tot cu ziua? Da. Și tu atunci nu te gândeai ce viitor ai putea să ai cu el? Tu nu munceai, el nu muncea, n-avea un lucru, mă rog, doar de ocazie, doar la ocazie munceați. Sau a fost dragostea mai mare? Da. Leacă. Cum se comporta la început cu tine? Bine. El a mai fost căsătorit sau nu? Nu, a fost în sat la dânsul, a fost, da. Și avea copii? Un băiet. Și ție asta nu s-a dat de gândit? Că dacă a lăsat prima soție, înseamnă că există o problemă. El mi-a spus mie că eu de mult când să nu trăiesc, că tot eu început să îmi ba cu un băiet, ba cu altul și eu zic că el o lepătat tot de să nu... Nu așa din capul lui. Mm-hmm. Că ei îmi plac încă un, încă cu altul și... Dar tu ai aflat adevărul care a fost? Da, el mi-a spus pe urmă, mi-a spus că și... eu am fost căsătorit cu altă
persoană și am un băiet cu dânsa. Și eu l-am întrebat pe Zu, dar de ce te-ai despărțit? Și dacă eu început am blat când cu un băiet, când cu altul și... Dar a fost așa sau el se comporta urât cu dânsa? Da, așa cum a spus el. Așa. Și de la sora lui tot am auzit, tot așa mi-a spus, tot cuvintele astea care mi-a spus el. Când ți-ai dat seama că bărbatul care spunea că te iubești foarte mult se schimbă, îi devine cu totul alt bărbat, devine violent, te numește urât, peste cât timp de la căsătoria voastră? Peste un an, doi, peste jumătate de an? Sau asta a durat repede când nici nu se mai amintește? Da. Dar cum el s-a schimbat? A început să bea, a început să te bată, a început să te numească? Nu, el pe mine nu m-a bătut, a început tot să blic cu băieță, cu să servească, să-i steană și eu, dar mă burta era mare, dar mă aproape trebuie să mă duc să nasc și el în timp și ala mă lepa dat s-a dus. Nu a vrut să trăiesc eu, nu vreau să trăiesc cu tine, și eu mă duc. Și așa și s-a dus. A venit și i-am dat pașaportul, i-am dat Istiana și s-a dus. De câți ani ați fost împreună? O jumătate. Dar din numit te numea urât? Nu. 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 Și nici nu a încercat să te bată? Nu. Doar că consuma? Alcool. Dar de ce a plecat la tine? Acă la asta nu pot să vă spun și eu. S-a căsătorit cu cineva? Da, auzi că am auzit tot de la rude de-a lui, am auzit că el o mai trăit singur cât știam și apam, dar sunt tot are, dar vă 2 ani de când noi. Am auzit că e căsătorit cu altă persoană, tot acolo în sat. Asta înseamnă că te-o lăsat pe tine însărcinată, da. Și s-o plecat la altă femeie. Da, da, și pe Iacat Cătălin nici nu l-o... Odată l-o văzut, că era micuț, să nu spun, Istiana era, avea un anișor jumate, adică când l-o văzut, că tot sora mea m-a chemat la dâns, a zis și Natasha, vină, trog până la mine. Zic, dar ce să fac? Eu neania, zic, că e mai mare ca mine, cu mult timp m-a crescut, mama zice pe la lucru peste an și sora m-a crescut. Zic, ei nu mai vin, neania, zic, e departe, Istiana, ce vină până la mine, dar și așa de Istiana Macheni, ce vină și ai să vezi. Zic, bun, hai că zic, mai în seara să vin, dar tamam la mama facem niște buteli cu campot. Zic, și a să mă gătesc și a să vin mai în seara. Și am pus pe Cătălin în cărușor, dar n-a știut pentru ce m-a chemat. Dar el era acolo. Și eu dat numai o măiculeță cu costum, șorci cu maică și chiloței cu măiculeță. Atât, mai mult nu i-o dat nimic. Și de atunci nu l-am mai văzut, ea că te l-are 11 ani. Cât de greu ți-a fost la naștere când îl năștea pe băiat, știind că nici băiatul al doilea o să crească fără tată, nu o să fie cu tată. Cât de greu ți era, Natalia? Mi-a fost greu că... Greu o mamă să-mi crește copiii. Foarte greu ne-a fost. Pe Dumitru nu l-am ținut cu pampersuri, puțin l-am ținut pe Cătălin mai... Dar mă cum? Mai prâneam, mă ducem cu ziua și fășeam și cumpăram și prâneam pe dâns și strângeam câte lecțică de bani de o piceană, de o bomboană, de pampersuri strângeam ca să am de puțin măcar pentru dâns și cu șavai. De leacuri, de mușea, de siropuri, unealta. Dacă mă ducem la spital și dacă nu avem bani, mă ducem și mă rugam de la farmacie, mă rugam și-mi da pe datorii și pe urmă când prânem, mă ducem și dădem. Și al doilea soț nu a venit niciodată să-și vadă băiatul? Nu. Doar singura dată când ai fost la... Da, da, da. Atunci nu. Și atât. De atunci nu te-a mai ajutat? Nu. Și iar ai venit la mama ta? Iar n-am. Deja cu al doilea copil. Da, da, tot acolo m-am dus după așa născut, dar mă tot la mama am dus. Unde mă trebuie să mă duc în altă parte cu doi copii mitei, n-avem unde să mă duc. Nici măcar după naștere nu a venit să-și vadă copilul? Nu, nu a fost. După asta, tu te-ai mai văzut cu el? După ce l-a văzut pe băiet? Deloc. Dar atunci când v-ați văzut cu băiatul și cu el, la ruda ta, la sora ta, da? Da, da, la sora mea. El ce ți-a spus? Uite, Natalia, eu am plecat, mă scuz. Cum nu ne-a spus nică nu ne-a spus. Prost o să o aproche de Cătălin și eu dat aceleași și s-a întors, s-a dus, zic, cum așa, zic, tu nici nu l-ai luat în brață, nici nu l-ai cuprins, tu vezi că el, zic, tățâi-ți seama, tăt. Deși nu te aproche, deși nu l-ai în brață, deși, zic, poate te întorci înapoi și mă ajut să-l creștem, că e greu una singură. Deși nu vrei să te întorci înapoi, zic, nu vreau să trăiesc. El are copii cu o femeie care locuiește acum? Da, da, mă auzit că are. Tu la pensie alimentară nu l-ai dat? Nu. De ce? Nu sunt scris cu dânsul.
Și am întrebat de oameni maturi, am întrebat dacă pot și au zis că dacă nu ești înscrisă, nu poți. Și apoi, pe urmă, tot am mai întrebat tot așa, blam și întrebam și îmi spune că poți, dar trebuie să te duci să-mi scazi. Dar eu întreb de unul de altul, du-te încolo, du-te încoași și ia că așa treci de trecut o grămadă timp, damuș. O, mamă, ne jale. Singur și-i cresc. El zice că mi-a plăcut de tine, ai stian acolo în coș. Zic, cum așa, dacă eu am doi copchiți? Se repetă aceeași situație. Da, se repetă aceeași situație care am fost cu ceilalți doi. Nu, nu vreau așa. Și aveți două fetițe împreună. Da. Tot așa, pe bucăți, că el, bă, mă leapă, da, bă, să duce, bă, iară vine și alertam. Și dar în ultimul timp i-am spus, am și un abort de la dânsul. Și de la el ai al cincilea copil. Da. Eu a tras o palmă, pe urmă m-a bătut odată în drum, s-a suit deasupra mie și a pus genunchile și m-a bătut cu pumnii la urechi. Eu te vezi că seamănă ție și nu seamănă în ieși, a să crească mai mari și a să vedem lucrui seamănă. Tu continuai, Natalia, să locuiești la mama, deja aveai doi copii. Da. Cum decurgea viața aici? Te-ai recăsătorit, ai rămas singură câți ani? Ce a urmat? Am rămas singură până m-am căsătorit cu a treia, cu tata la fete, da. Tot am trăit mult timp singuric am trăit. Erau băieți încă erau mici, Cătălin, ăsta, Dima se duce la școală, dar Cătălin la grădniță. Și tot așa, băietul ăsta care de-a malut tata la fete, a venit la cu mătră de-a mea, acolo, da, mă, e vis-a-vis de mama, peste drum așa. A venit și am stat de vorbă, am grăit, m-am dus la cu mătră, că ei au botezat la mine. M-am dus la dânsa și el zice că mi-a plăcut de tine, ai stian acolo în coș. Zic, cum așa, dacă eu am doi copchiți, n-ai să trăiești cu mine, n-ai să vrei tu. Pur și simplu vrei numai că să stăm să grăim așa sau... De distracție. Da. Să, cum spun, să te folosești de moment. Deci nu, eu o să trăiesc cu tine, dar zici și pe urmă trebuie să ne mai întâlnim, să mă mai gândesc și apă. El a fost căsătorit. Băietul care l-a tata la fete, nu. Nu. Era de vârsta ta sau mai tânăr? Cu un an mai mare. Și cum decurgea relația la voi? V-ați mai văzut? Da, ne-am mai văzut, ne-am mai întâlnit, ne-am mai steam, mai grăit cu dânsul. El zice că dacă când atât asamblăm noi încolo în coașe, tu aici și eu acolo, el la caplani trăie. Și de acolo a venit aici și mi-a spus și hai să trăim împreună, că m-am săturat să-mi și eu de colo-colo. Te-a luat la el? Sau aici, la mama ta? Am trăit o leacă acolo, mama lui a decedat, am trăit la casa lui și nici acolo nu mi-a plăcut, că tot vineau mulți prieteni și zic că nici așa ceva nu-mi place. Se repetă aceeași situație? Da, se repetă aceeași situație care am fost cu aceilalți doi. Nu, nu vreau așa. Hadim, zic, la mine în sat. Eu l-am luat la mine în sat, pe dânsul. Am stat o leacă la mama, așa, până ne-am mutat, am stat 3 ani la casă străină, am stat și am trăit cu dânsul. 3 ani ai fost cu el împreună. Da, e cum cu dânsul? Am trăit tot așa pe bucăți, că el, bă, mă leapă, da, bă, să duce, bă, iară vine și alertam. Și dar în ultimul timp i-am spus, am și un abort la dânsul. Nu știu, Dumnezeu mă ierte. Tot din prișina lui că el m-a lepădat și s-a dus și eu i-am spus, asta primul. Tot fetiți trebuie să știu. M-a lepădat și s-a dus și eu am sunat al pe dânsul cu mătra asta care am făcut noi cunoștință la cu dânsul. El zic că sună-l, te rog frumos, spune că eu am observat că eu sunt însărcinată de la dânsul. Nu, și el, doamna asta cu mătra, îl sună pe dânsul și spune zic, că nu, că nu e drept, că nu e de la mine, că încolo încoași, că poate, dar poate e spune mișuni, poate una alta și acolo. Și nu, da, e de la tine, e de la tine, eu știu că e de la tine, că e cu tine, o trăit cu altcineva, nu o trăit cu nimeni. Asta era după fete sau înainte de fete? Înainte. Înainte de fete. Da, care eu m-am dus, el dacă mi-a spus că nu vrea să trăiască, el mi-a spus nic, eu nu vreau să trăiesc cu dânsa, că e mamea aceea și că nu-i de la mine, băie, cu copchilul ăla, nu-i însărcinat de la mine. Și m-am dus și ne-am făcut abort, că mama zice că tu și așa ai doi copchii și pe a treilea cum să-l mai crești singură. Și mama m-a ocărât, zice, du-te, du-te și-ți fă, du-te când... Ți-i greu, eu tot te ajut cu și pot, dar nu pot să te ajut cu tot ce ai înseamnă. Zici, tu vezi că și eu vai de capul meu de aghe. Și m-am dus, mi-a dat medicul de familie, mi-a dat document la mână și m-am dus și ne-a făcut abort. Și după asta el a venit? Și după asta el a venit și hai că da, mă lasă, nu mai este, nu, încă nu m-a dus să eu l-am sunat, l-am așteptat, a venit, adeuza ne-am dus, a venit servit.
au venit servit și zice, poate nu te duci, zic, Mișă, tu pe mine mă amiajești. Zic, nu m-am mințit, zic, tu mă amiajești, tu n-ai străiești cu mine. Dacă ți-o spus cum mă tractoi să, că eu sunt însărcinat la tine, cine ai venit treaz, ai venit bad, de bucurios și ești că eu sunt însărcinată și vreau să mă duc să-mi fac abort? Și nu te duci, nu te duci, eu o să mă duc de atât tu cu mine nu trăiești, tu nu vrei să trăiești cu mine, tu te distrezi acolo, dar ești așa și mama mă ocărăși pe mine că să iar sunt însărcinată și așa zice și am doi copii, da, am doi băieți. Uf. Și el s-a dus. S-a dus până la dânsa și a grăit cu dânsa, zice și ia-ți duc și să fac abort dacă tu cu dânsa n-ai străiești. Și de auzi dimineață m-am sculat, el a dormit la dânsa, de-a dormit la mama. Că la mama, tot la mama trăiem atunci. Uh-huh. Și zice, bun, hai, las ca să mărg și eu la Ștefan Vot și să grăim cu medicul, poate n-a să-ți facă. Dar eu am zis că eu o să-mi fac, de-a tu, eu știu prea ce să tu n-ai vrea să trăiești cu mine. Nici așa, nici greu, într-adevăr, nu era greu chiar. Una singur să-i cresc. Și m-am dus și am grăit cu medicul și medicul zice că da, poate îl lăși. Zic, domnule, zic, eu vreau să-l lăs, dar una singură nu-i greu să-i cresc. Zice, dar soțul e cu tine, zic, da, e pe scaun în colidor ăsta. Și el te-a lăsat să faci abort? El a chemat medicul și i-a spus, zice, tu vezi și vrea să facă el. Zice, da, tu știi pe și el lumea și să pățești. Îi să pățești ceva. Și da, eu știu că să pățesc, dar eu i-am spus nu fac abort, eu și medicul mă întreabă, zice, dar de ce și pentru ce tu vrei să faci abort? Și eu i-am spus, zice, că el știu că eu n-ar trăiască cu mine. Și așa și-a făcut. A plecat. A plecat. Și când a revenit înapoi? Pe urmă a venit iarăși și mi-a zis, zice, hai că las că dar mă, și s-a repetat, atunci n-a să mai repete. Și aveți două fetiți împreună. Da. Și tot așa m-a lepădat, tot l-am prignit, l-am iertat, s-a dus, iar a venit cu Dar el de ce pleca? Pleca că nu era, cum să vă spun, jin nu era, nu avea și servească. Dar unii să trăie el în sat la chiochile lui, acolo din unii el. Acolo zice și să distrag cu băieță, dar aici nu-i dădem voie să duc sâmblie din capul lui. Zic, ajunge, am avut doi. Și al treilea soț cu care te-ai căsătorit, la fel bea. Da, da. Dar și noroc aveai tu, eu nu înțeleg cum îți cădeau astfel de bărbați, Natalia. Cred că toți așa. Toți trei beau. Da, cred că așa. Te atrăgeau astfel de bărbați sau de ce? Deodată nu erau așa, dar pe urmă schimbau. Dar cum se comporta el cu tine? Sunt unii oameni beau și sunt liniștiți, alții sunt violenți. El cum se comporta cu tine? Tot așa cum mai ești a doi, tot deodată se prânie ca lumea. Era ca lumea, ne dușem, lucram amândoi împreună, venim acasă. Tot ghinit, mă dam în coașe, dar după și pe rodicuță am avut-o, m-a început să mă obișnuiască, să mă bată, să mă estean și i-am spus, zic că poate casa asta nu-i bună, unde am trăit noi 3 ani acolo, poate una alta. Hai de să grăim cu chiochile tale, hai să cumpărăm o casă, ne mutăm în altă parte, poate mai ghinem și șebă. Și acolo am trăit, m-a bătut de 2 ori și i-am spus, dacă ești mamă, îmi obișnuiește odată, să mă duc, este lege pentru așa ceva. Dar de ce te bătea? Care era motivul? Nu știu atunci pentru ce m-a bătut el pe mine, mi-a tras o palmă, pe urmă, iar a trecut tot zi două iară, pe urmă m-a bătut odată în drum, s-o sui deasupra mie și-o pus genunchile și m-a bătut cu pumni la urechi. Băieții strigau, dă-i pașe lui mamica, dă-i pașe lui mamica, dar el nici parcă nici nu vedea, nici n-auză. Și eu o săptămână de zile, ca copiii de față, n-am auzit o săptămână de zile, copiii mă strigau, dar eu n-auză. Și tu l-ai alungat sau el a plecat? El a venit la cumătra asta unde am făcut cunoștință cu dânsul, mama l-a văzut acolo, zice că Mișa, dar de ce tu tăie aici, de ce nu te duci acasă? Eu atunci dimineața m-am sculat, m-am apucat de lucru, m-am apucat, am spalat, am făcut mâncare la copii, mama l-a trimis acasă, mama s-a dus la o soră de ei. Și eu dacă vin înapoi și te găsesc aici, tu ai să o primești de la mine. Te duci acasă, ai copii, du-te acasă, nu umbla bând, nu umbla și nu te distra. Și bun, mamă, eu o să mă duc. Mama, când a venit, l-a găsit la dânsa în casă, dormind. Dar de ce, Natalia, nu l-ai alungat odată și te-a bătut? Te-a lăsat fără auz. Pe urmă l-am alungat. Pe urmă l-am alungat. Dar atunci de ce nu l-ai alungat? Nu te temeai că el așa de tare o să te bat într-o zi, că copiii o să rămână singuri? La asta nu m-am gândit. De ce femeile sunt așa? Ele rabdă, poate o să schimbi. Da. Dar tu, de ce nu l-ai? Îți era frică că o să rămâi singură cu 4 copii? Da, e ca tocmai de asta. Dar nu era mai mare frică că copiii ar putea să rămână singuri, dacă el te bate? Dintr-o parte mă gândeam și așa, dar dintr-o parte mă gândeam și așa. Eu nu știam ce să fac. Parcă eram, nu știu cum. Așa m-am schimbat de tare,
m-a stresat așa, nu știu cum. Natalia, tu ai rămas cu 4 copii. Da. Continuai să locuiești la mama ta. Nu, eram aici. Deja ai trecut aici. Așa, da. Dar de unde ai luat bani și ți-ai cumpărat casa? Mama a vândut cota lui tata și, da, mă, soțul, tata la fete, a vândut cota lui mama lui. Și asta am îngrămădit, am strâns banii și am cumpărat casa asta. Și ne-a dat și o lea de ajutor de la poștă, de la noi, de aici, din sat, și am cumpărat. Casa este scrisă după tine? Tot e după mine. Tot documentul să trebuie. Bine că măcar asta ai reușit să faci. Tot ai trecut după mine. Alții îmi spuneau că trebuie și după dânsul și măcar și avai din... Zic, nu, el cât minim m-a obișnuit și m-a lăsat cu copchii mitei. Bine ai făcut. Nu vreau să scriu după dânsul. Mâine, poi mâine pot să vii să-mi dai un cior în fund și eu să rămân pe drumuri cu copchii. Nu vreau. Și am scris tot după mine, tot documentul după mine. Și cum să întrețineai singură 4 copii? Așa că ne-au făcut ajutor social și mai prindem câte o leac de bani și acum mai ducem la... Tot mă chemau, îi lasam, dar erau mărișori, îi lasam acasă și mă ducem și facem câte o leac de bani și venim acasă. Mă ducem, le cumpăram și trebuie la magazin. Și... Tot cu ziua? Tot cu ziua. Unde era de lucru, mergeai? Da. Cât timp ai fost singură cu 4 copii? 3 ani. 3 ani singură. Și te-ai recăsătorit? Sau ai făcut cunoștință cu cineva? Tata lui băietul este mai mic? Da. Am făcut cunoștință cu dânsul, dar el mă știe pe mine și eu tot prin să-l știm. El tot a fost însurat în caplaș și s-a spărțit de femeie și are tot și cu dânsa cu ochii și eu să vreau să trăiesc cu tine. Zic, nu, nu cred. Nu cred, eu nu vreau. Dar cu el cum ai... De unde ați ajuns să fiți împreună? Sau cum ați făcut? Asta tot la o sărbătoare de Crăciun, după Crăciun. Și el știa că ai 4 copii? Da. Și a fost de acord ca să vină să trăiască aici? Da. Și de la el ai al 5-lea copil? Da. Cu el ce nu a mers? De ce v-ați despărțit? De ce acum ești singură cu 5 copii? El s-a dus peste hotare la lucru, deci eu mă duc la lucru, să te ajut, eu știu că tu ești însărcinată, mă duc la lucru și a să vin și a să te ajut, a să-l creștem împreună. Și el, când a venit de la lucru, l-am întrebat, el zic, și ne-a spus și amu și faci. Ce nu știu, să mă mai gândesc. El a revenit de peste hotare? Da. Și la tine nu a venit? Nu. De ce? Care-i motivul? Nu știu ce nu a venit. Cred că i-a spus cineva că nu te duci, nu trăi cu dânsa. Are prieteni, are... Cred că așa i-a spus. Dar tu ai un copil cu el. Cum te-a lăsat cu copilul și eu nu vreau asta și un moft? Adică el fuge de responsabilități. Cum e posibil așa ceva? M-am întâlnit cu dânsul, am mai grăit cu dânsul la magazin, m-am dus după cumpărături, m-am întâlnit cu dânsul, zic, eu te vezi că seamănă ți aici și nu seamănă în ea și a să crească mai mari și a să vedem lucrul seamănă. Poate nu i-am eu. Cum nu dacă am îndornit împreună? Natalia, dar cum tu te-ai gândit să te căsătorești, mă rog, să fii cu al treilea bărbat împreună? Nu ți-a fost frică că uite, al treilea ar putea să procedeze cum au procedat primii doi? Sau același lucru? S-a fost frică că copiii vor crește singuri? Nu, am vrut să... Și eu să am... Poate zic, poate este la urmă și mai ca lumea, că știu că e din sat și îl știem. Zic, poate macar cu dânsul, zic, a să trăiesc, a să mă ajute și... Să ai un sprijin. Da, să la casa mea și a să... El, cum zic, tu, psihotare, lucrezi una alta, eu acasă cu copchii. Zic, poate macar... Dânsul poate a-s fac familie. Dar el și-a văzut băiatul, vine acum? Nu, numai atunci când a fost la magazin după cumpărături, atunci mai bun a fost salvat. E aici în sat, dar nu vine să vadă. Și nici nu te ajută? Nu. Singuric. Natalia, singură cu 5 copii, de cât timp tu ești? Aproximativ jumătate de an. Și ce viață tu duci? Cum îți întreții singură copiii? 5 copii? Cum să vă spun? E greu una singurică, e greu.
de la asistența socială primesc ajutor social 8.000 de lei. Și cu asta. Cu asta, da. Și ți ajunge pentru tot să-i îmbraci, să le dai să mănânci. Plus la asta mai ai și serviciile comunale. Nu ne ajunge. Câți ani are băiatul cel mare și câți ani are băiatul ăsta mic? Poți să-mi zici cel mare câți ani are? 15 mai mare are. Al doilea? 11. Fetița are 6. După băiat, 2 jumate. Asta 3. Și da, mă, băiețelul mai mic, jumătate de an are. Și voi trăiți doar din ajutorul pe care îl primiți la da, stat? Da, asta, da. Am, nu pot să mă duc nicăieri la lucru, e copil mic, unii, dar și timp de iarnă, cu cine ți-l las, nu pot. Da, ți ajunge măcar pentru serviciile comunale să-ți achiți? Plătesc comunalele, prima așa, pă, dar și rămâne, fac cumpărături la magazin, tot mă duc șcat și tot mai ieftin ca să am, dar nu ne ajunge. Mama ta cumva poate să te ajute sau și e greu? Și ei tot e greu. E trăiește doar din pensie? Da. Ce viitor tu poți să le oferi copiilor tăi? Nu știu. Eu intuiesc că mulți care vor privi interviul respectiv, interviul cu tine, vor zici că da, și ai făcut așa de mulți copii și ai trăit cu 3 bărbați. Sunt oameni care poate nu te vor înțelege, nu vor înțelege situația ta, dar te vor critica, vor zici de tine. Ce le-ai spune oamenilor ăștia? Că am vrut să am pereche, dar dacă nu s-a prânit, ce pot să fac? Așa s-a întâmplat. Și până la urmă copiii nu sunt de vină că nu-s de vină. Tații lor au fost așa și i-au lăsat. Da. Dacă ar crește băiatul mic, ai merge undeva să lucrezi? Da. Vreau să mă duc undeva la lucru, dar nu știu, tot cu cine să-i lăs, ca să am în cineva încredere, ca să nu îi obișnuiască, stai singur. Dar la mama nu-i pot duci, că acolo sunt 2 frați și să nu-i bată, să nu-i nijele. Cu ce ochii privești copiii tăi știind că îți este greu? O, mamă, ne jale că sunt singur și ei cresc. Aveți cu ce faci focul? Nu. Am cum acolo numai niște, cum să vă spun, ca la noi la țară, niște prațuri cu crengi acolo. Tot mama a adus de pe deal niște lemne mai spțări, așa și gros. A fost o leacă, asta a fost anul trecut a fost și fratele a spus că și ne-a adus musor la partă și astea. Și mama zice, vină Natasha, să te ajutăm și noi și tu și să le lua lițâie. Dar tot cum îi le-am plătit, nu ni le-a dat așa pe geaba. 1.000 de lei i-am dat. Când am prânit, i-am dat 1.000 de lei la mama pe ele. Și lemnele și alea groase s-au ars, dar rămasa este. Da, dacă produsele alimentare, cum vă descurcați? I-am unii mai adus, ca persoanele care au auzit și este am mai adus o leacă. Mai am o leacă de producție alimentară, este, da. De focul, nu știu. Băiatul ăsta mare e clasa nouă. Da. Vrea să plece, să meargă undeva mai departe, să învețe? Da, o zic că vrea să duc, să termine școala aici și să duc mai departe, dar nu știu unde să duc. Trebuie de ales undeva ceva mai ușor pentru născălui cu ciorul, nu poate. Stai mult în picioare. Are probleme de sănătate? Da, piciorul nu poate stai mult într-un. Dacă stai într-un strălant care e sănătos, să-l doare și așa, l-am tăl supără. Tu de ce ești în stare ca să faci ca copiii tăi să nu repeti soarta ta? Uite, băiatul mare deja absolvește 9 clasă. Ar trebui să-l susții să meargă undeva să învețe ca să-i fie lui mai ușor în viață. De ce ești tu în stare ca să-ți ajuți copiii să nu aibă soarta ta? Eu tot i-am spus, zic, Dima, dacă tu îți termin școala, clasa nouă, îți termin și ai să faci și stai acasă cu mine și nu mă mic eu să mă duc mai departe la școală. Uite că nu îți poți stai lângă mine. Tot tu trebuie să faci pentru tine, dar cum, dar tu ești mare. Așa și i-am spus și zic, da, mă mic, ca să termin școala aici, așa să mă duc undeva mai departe. La Chișinău, la Ștefan Vodă, ce să văd, dar să aleg și avea mai ușor pentru mine. Cum crezi tu, viața pe care o ai tu, viața pe care ai avut-o, a fost și o parte din vina ta?
sau nu? Eu nu văd cu nic. Așa e, eu o hotărât că nu o să nu trăiesc cu nimeni, eu nu știu, nu văd cu nic. Eu am vrut să trăiesc cu dânsă, dar ei dacă nu au vrut... Și așa s-a întâmplat că a rămas singură. Vei mai încerca să te recăsătorești? Nu. Sau deja ai pus punct la asta? Am pus punct, nu mai vreau, mai bine. Stau așa o leacă, mă mai chinui singurică, dar nu vreau. Ai pierdut încrederea totală în bărbați? Da, am pierdut în tot. Nu vreau. Natalia, eu îți mulțumesc foarte mult pentru discuția pe care am avut-o. Mulțumesc că ne-ai primit în casa ta și să ai putere ca să-ți crești copiii. Să nu repeti soarta pe care ai avut-o tu. Multă putere și multă sănătate. Mulțumesc frumos! Atât pentru astăzi. Cu voi a fost Adrian Prodan. Dacă aveți istorie de viață care merită vorbite, ne puteți scrie pe rețelele noastre de socializare. Aveți grijă de voi și de cei dragi.